Asta e destul de nasoală de la o fată. De ce încep așa mereu? Place de iubitul celei mai bune prietene. Salutare, lumea, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ce căutăm astăzi aici? Habar n-am, dar mai trebuie să mai ieșim și noi puțin din casă, să mai luăm și noi niște aer curat în piept, să ne mai plimbăm puțin în acest oraș minunat. Nu uitați, fraților, să apăsați și voi acolo pe butonul de like, subscribe, să activați notificările dacă mai doriți vloguri în continuare. Și acum poate vă întrebați ce naiba facem aici. Sincer, nici eu nu știu, dar n-am mai postat o poză pe Instagram de foarte, foarte mult timp și aici este un loc foarte frumos în Mamaia Nord. Deci o să ne învârtim puțin eu și Duțu. Dacă vreți să vedeți poza pe care o facem în secunda aceasta, intrați la mine pe Instagram, MNT Christian. O să facem și multe giveaway-uri acolo pe Instagram, deci să nu ratați niciunul. Înainte să înceapă acest videoclip, haideți să alegem abonatul zilei. Îi mulțumesc foarte mult Sarei pentru că a apăsat pe butonul de like și că s-a abonat la canalul meu. Acum a ajuns pe perete. Fraților, dacă vreți și voi să ajungeți pe perete, trebuie să faceți toate lucrurile acestea și mult mai mult noroc mâine. Bine, hai să începem să facem poza, nu știu exact unde, pentru că locul ăsta, bă, e frumos și e drept, dar nu știu sigur unde să fac poza. Bate vântul extraordinar de tare, nu știu dacă mă aud, dar eu încerc să vorbesc destul de tare, sper să nu deranjez pe nimeni pe aici. Oh shit, mamă ce poze, ce cadru colorat, bă, ce-mi place Constanța. Mamă, dar și eu stai în picioare, vezi că stop rău. Gata, ai poză? Hai că mai încercăm puțin, cred 100% am, dar mai încercăm. Mamă, băie, zici că-s Chris Brown dacă mă nășteam alb. Invers, ați înțeles. Mamă, bombă rău de tot pozele. Mergeți acum pe Instagram și dați like acolo la poză. Ne-am întors în camera noastră minunată și acum v-am rugat la mine pe Instagram să îmi dezvăluiți cel mai mare secret al vostru și am primit foarte, foarte multe secrete și astăzi o să vă dezvălui secretele. Nu știu dacă plănuiați ca secretele voastre să fie dezvăluite în fața multor oameni. Acum sunt. Haideți să începem. Sunt și eu curios. Până acum n-am citit niciun secret, doar am tras așa foarte, foarte puțin cu ochiul și am văzut că sunt niște secrete picante rău de tot acolo. Deci haideți să vedem ce secrete aveți și de ce le aveți și de ce mi le împărtășiți mie. Totuși, să nu vă fac cumva să regretați că mi-ați spus secretul vostru, o să vă ascund numele, deci identitatea voastră o să fie păstrată ascunsă. Nimeni nu o să știe cine sunteți cu adevărat, doar o să vă spun secretul. Ia să vedem. O fată, țineți minte, o fată. Începem cu un secret de la o fată. Am umblat cu fostul în timp ce eram cu actualul. Și belong to the streets. De ce ai face asta? Nu înțeleg de ce să faci asta. Ieși afară. Du-te pe autostradă, te rog frumos. Nu, dar știi că se întâmplă lucrul acesta destul de des, pentru că unii oameni se pun într-o relație pur și simplu pentru că vor să treacă de fosta relație. Și unor oameni nici măcar nu le pasă de actualul sau actuala lor. E foarte trist, dar se întâmplă lucrul acesta. O fată spune: m-am lins cu cea mai bună prietenă. Aprob. Nu vă nicio problemă cu asta. Faceți ce vreți. E secretul vostru. Acum îl știm și noi. Aie. Dacă un băiat se linge cu cea mai bună prietenă a lui. Încă un secret la o fată. Nu mai sunt virgină, iar toată lumea crede că sunt. Ca să vii la Vlad Munteanu la clip. Nu știu ce aș putea să spun despre asta. Bravo. Felicitări. Ai intrat într-o lume nouă. Și băiatul care a intrat în tine la fel, pe dumneavoastră. Încă un secret la o fată. M-am culcat cu tatăl iubitului. Ok, ești afară. Tu stai seama unul. Nu știu cine e mai jegos, fata sau tata. Da, adică eu ca tată să-l văd pe fiul meu cum o aduce pe prietena lui acasă și cumva dintr-o întâmplare să mă culc cu gagică sa. Ce e asta? În ce lume trăim? Nu cred că e pe bune. Trebuie să fie inventată. Zici? Dacă e pe bune, îmi pare foarte rău de băiat. Zic eu că mulți fac asta. Și mai mult, adică mulți. Trebuie. Avem un comentariu de la un băiat. Trag cox de la 14 ani. Ce e ăla cox? Un secret de la o fată. Am avut o relație cu un băiat de 3 ori de care părinții mei nu știu nici acum. Băi, asta se înțelege. Este un secret destul de basic pe care să spunem că mulți dintre voi probabil îl aveți. Vă ascundeți relația de părinții voștri. Totuși nu prea sunt de acord cu chestia asta, mai bine pur și simplu fiți adevărați, fiți onești cu părinții voștri și spuneți-le că sunteți împreună cu cineva și o să vă înțeleagă. Decât să le ascundeți lucrurile acestea, mai bine le spuneți. De ce ar avea părinții ceva împotrivă faptul că ai relații? Nu știu, sunt mulți părinți încuiați la minte, deci... Cuiați, sunteți niște jegoși, murit. Încă un secret de la o fată și îmi pare rău pentru verișorul tău, pentru că ar cam trebui să-ți arăt numele, poate are și el o șansă. Mi-a plăcut de un verișor îndepărtat, știind că este verișorul meu. Acum verișorilor care aveți verișoare, eu zic să treceți la acțiune, că cine știe ce verișoară a scris asta. Alabama. Un secret de la un băiat, m-am mai spălat de 130 de zile.
Omule, doar spală-te, tu cum te suporți? Vrei să te placă fetele sau nu? Se crede la un băiat. Am făcut sex la 12 ani cu una de 14, după o sticlă de whisky și cu un prezervativ roșu. Bă, și pentru prima dată, prezervativ, 12 ani. Whisky? O poveste de neuitat. Și copiii așa am întâlnit-o pe mama voastră. Se crede la o fată. În curând o să am 18 ani și nici măcar nu am avut primul meu sărut. Nici primul meu iubit. Stai liniștită, ăsta nu este un motiv să te întristezi sau să te descurajezi. Exact. Vine timpul pentru toată lumea la un moment dat. Pentru oricine de pe pământul acesta există o pereche. Deci, stați liniștit. Nici nu o să vină de nicăieri, adică mai ieșiți și voi din casă, duceți-vă la un party, ceva. E easy as fuck. Un secret la o fată. Am trimis nuduri. Vlad approves. Ce părere ai despre acest secret? Toate fetele puteți să trimiteți nuduri în continuare. E bine. E ceva normal. Bine, dacă avea o fată, n-aia de fapt nu-i zic. Un secret la un băiat. Am 14 ani și m-am dezvirginat. Părinții nu știu. Băi, bravo ție. Eu sincer nici nu știu dacă le-am spus părinților mei așa ceva fix când am făcut-o sau în anul respectiv. Pentru că dacă nu știți, eu am făcut-o la 13 ani. Nu mă judecați, ok? Nu mă judecați. Atunci s-a întâmplat, aia e, ok? Sincer, de fapt, ba da, cred că știau. Dar, mă rog, nu este un secret atât de mare, poți să le spui, să vorbești cu ei. Și apropo copii, faceți-o protejat. Cel mai important, un secret de la un băiat. Am băgat 1000 de lei în CS fără să știe părinții. Îți zic eu că 100% știu, pentru că cel mai probabil le-ai folosit cardul. Deci, 1000 de lei? Se întreabă unde s-au dus, ce e asta? Valve Community, Steam Market, ce e asta? 100% știu că ești tu și ai intrat în belea. Ai belip. Un secret de la un băiat. Când eram mic, am lins o broască. Pese, nu am puțin nimic. E bine. Copii, nu mai lingeți broaște. E ok. Dar chiar mă, când ești mic, tot ce vrei să faci, îți vine să bași chestii în gură și să le lingi. Ce e asta? Nu vă gândiți la prostii, băi, animalilor. Un secret de la o fată. Am fugit noaptea de acasă să mă văd cu un băiat timp de câteva luni și nu am fost prinsă. Dacă se uită părinți la acest vlog, îi scoghi pe copiii voștri că cine știe cine se furișează afară din casă noaptea. Bă, dar să te furișezi mereu și să nu se prindă ai tăi, mi se pare top. Noi avem un câine care ne dă de gol dacă ieșim din casă noaptea. Și încuietoarea de la ușă, cum încerci să faci așa, se aude. N-ai nicio șansă. Nu, frate, cum bagi cheia în ușă la noi, latră spot și se trezește orice. Cine dacă intri în casă pe la 2-3? Avem un secret de la un băiat. Îmi place de BFF. Frate meu, îmi pare rău. Ia consider un BFF. Da, îmi pare rău să te anunț, dar tu pentru ea ești prieten și atât. Nu o să te duci mai departe de atâta. Cât de dureros sună, dar chiar așa este. Pare rău pentru tine. Acum să nu crezi că sunt rău cu tine. Stai liniștit. Și crede-mă că ea nu vrea. Oricum ea nu vrea, deci stai liniștit. Asta e destul de nasoală de la o fată. De ce încep așa mereu? Îmi place de iubitul celei mai bune prietene. Doar nu face prostia asta. De fapt, da, poți să faci. Dacă nu ți-l aia, iubitul. Sau măcar fă avansuri, să vezi dacă ți le acceptă. Ruining friendships and lives. Avem un secret de la o fată. Am făcut sex cu verișorul meu de gradul întâi. Alabama, băi, de cum sunteți veri și vă f***i asta? Doamne! Doamne! Un secret de la o fată și o spune gen, hai să mă gândesc, că, băi, nu știu ce, m-am culcat cu cel mai bun prieten al iubitului meu. Încă un secret de la o fată și cu cât citesc mai multe secrete de la fete, îmi dau seama că între voi există o prietenie falsă și de fapt sunteți prietene, cele mai bune prietene, dintr-un nu știu ce motiv, dar mă rog, uitați-vă aici. Cele mai bune prietene îi place de un băiat și eu vreau să-i fugur. Cele mai bune prietene, nu o prietenă, o cunoștință, cele mai bune prietene și tu vrei să-i... Mă rog, nu se crede la un băiat. Miros șosetele după ce mă descalz. Cred că am făcut-o cu toții măcar o dată, două ori, dar sincer eu nu fac asta. Faci asta? Nu, deci mi-aș mirosi picioarele după ce mă descalz. Nu picioarele, șosetele. A, adică te descalzi de șosete să le și miroși? Asta zice, miros șosetele după ce mă descalz. A, nu să așa sinucigat și ok. Un secret de la o fată, mănânc muci. Avem un secret de la o fată. Îmi place de un băiat și eu le zic prietenilor că nu-mi place de el și că e urât, dar de fapt îmi doresc să fiu cu el. Asta înseamnă că ești destul de mică. 14 ani, 13 ani, 12 ani. Eu nu, e urât. Nu, pe bune, eu cu băla pe... Și pe la spate ești... Adică doar
spune-le adevărul, că poate și ele sunt de aceeași părere cu tine și nu vor să o spună. Cui pasă? Doar fiți reali. Puneți lucrurile pe față. Nu, știu că este foarte greu. Nici eu nu puteam să-mi imaginez lucrurile acestea la 13 ani, 12 ani, 14 ani. Pentru că, da, într-adevăr, ești mult prea mic la vârsta aia și nu ai de ce să faci lucrul acesta, dar nu aveți niciun motiv să mințiți, deci spuneți adevărul. Sunt atât de multe incesturi cu verișori, deci am prea multe secrete de genul acesta. Un secret de la un băiat, fac laba de 10 ori pe zi. Băi, băiatule, băi, mai lasă-mă tărâng aia. Înțeleg că îți place să te joci cu maimuța, dar mai lasă-o puțin acolo. Bă, băiatule. Un secret de la un băiat. Sunt bi, no hate please. E... super ok, dar nu vrei să rămâi pe un singur sex? Ori fete, ori băieți. Oricum, nu, stai liniștit. Poți să le placi pe amândouă. E loc pentru toată lumea. Un secret de la o fată și așa o să închei acest videoclip pentru că deja devin furios cu Michel, iubitul de două ori pe săptămână. Și aici o să termin acest videoclip cu secretele voastre. Chiar nu mă așteptam să fie niște secrete atât de monstruoase, dar vă mulțumesc că le-ați împărtășit cu mine și cu voi, bineînțeles, oamenii care se uită la acest videoclip. Nu uitați, dacă vreți să facem partea a doua la acest videoclip minunat, apăsați acolo pe like să vedem câte like-uri o să se strângă. Gata, voi și cu acest vlog. Nu uitați, fraților, ne vedem în fiecare zi mâine la ora 10. Eu m-am dus, pa, pa.